Nava de croazieră Mesece Musica s-a mutat la Constanța. Terminalul de pasageri a fost inundat vineri de mii de turiști. Unii ajungeau pentru prima dată în România, alții se pregăteau să plece într-o vacanță de vis. Printre ei se numără și 90 de români care au plecat spre Grecia, Turcia și Ucraina. Iani și Luana sunt proaspăt căsătoriți, iar această croazieră a fost cadoul lor de nuntă. Adică vedem patru țări, mai multe porturi, suntem 12 zile pe mare. E ok, zic eu, din toate punctele de vedere. Am luat excursia asta last minute și am avut o reducere de 800 de euro, ceea ce a fost foarte convenabil pentru noi. Am cumpărat acum două seri, deci nu altă seară. Mi s-a părut foarte ok ca și preț, ca și servicii, e totul în regulă. Foarte frumos. Ce vă atrage să faceți o astfel de vacanță? În primul rând, diversitatea plimbărilor, tot ce se poate oferi o navă. Ce se poate, pentru cei care nu știu, ce se poate oferi? Piscine, spa, restaurante selecte, confort. Operatorii din turism estimează că 4.000 de români vor alege astfel de vacanțe în 2014. Familiile cu copii au un avantaj foarte mare. Copiii sunt gratuit până la 18 ani. Plătesc doar taxele portoare. Iau, de exemplu, dacă e o familie de 2 adulți cu un copil, cabinele sunt triple, fiecare este cu patul lui. Avantajul este foarte mare. Cupluri, honeymoon-uri și, bineînțeles, și pensionari și toate categoriile de vârstă. Marele avantaj al navelor de croazieră este că aduc în România mulți turiști, în special în extrasezon. Peste 50.000 de europeni vor ajunge în țara noastră în următorul an. Constanța redevine după 70 de ani port de îmbarcare începând de astăzi. Toți pasagerii care în acest moment cumpără de orice agenție din lume, din Austria, din Germania, din Anglia, nu știu, din Italia, din Spania, o croazieră de la MSC Crociere, trebuie să ajungă să se îmbarce în portul Constanța, în România. Asta înseamnă venituri pentru comunitatea Constanței, servicii turistice consumate de către acești pasageri internaționali, evident mai multe venituri pentru Constanța, pentru hoteluri, pentru restaurante și, bineînțeles, un beneficiu fantastic de imagine pentru noi ca și destinație, port de îmbarcare, iată, de astăzi Constanța. MSC Musica are la bord toate facilitățile unui hotel de lux: cazinouri, săli de spectacole, piscine în aer liber, spa și săli de gimnastică, baruri, cafenele și 1200 de apartamente.